Natalia a fost diagnosticată cu hemipareză la vârsta de 9 luni. În prezent are 4 anișori, dar necesită supraveghere permanentă și asta pentru că micuța nu poate mânca sau îmbrăca fără ajutorul mamei sale. Foarte greu, pentru că eu am depistat copilul de la 9 luni, recuperare pe la București, acum din luna lui octombrie suntem pe Chirghiol, că nu ne-a primit, că nu avea copilul 3 ani, sunt niște cerințe și aici. Deja în octombrie, până la ora actuală, avem 10 internări la Chirghiol, stau 3 săptămâni acasă, 3 stau acolo, o săptămână acasă, 3 acolo, numai așa stau din cauza copilului. Acum am și operat-o și chiar necesită recuperare foarte mult acum. Pe 1 aprilie am operat-o la București, la Grigore Alexandrescu. Nu. Nu, mănâncă, dar foarte greu, cu dreapta, dar nu se duce la baie singură, nu urcă scările singură, nu se dezbracă, nu se îmbracă, nu nimic. Ea necesită în permanență ajutor. Cu toate acestea, mama nu primește o indemnizație pentru îngrijirea copilului și asta în condițiile în care, în luna mai, când s-a prezentat la primărie, a primit un răspuns care i-a lăsat un gust amar. Pe motivul că nu sunt momentan fonduri și până își alochează bugetul local, mai durează. Că au fost 100 nu știu câte locuri momentan alocate, sunt 300 și nu știu cu la ora actuală, dânsul nu poate să facă plata. Și i-am spus, bun, și ce vină are copilul meu, că dumneavoastră nu știți să vă alocați fondurile pe local. Zic că în primul rând nu e angajare să spuneți că îmi plătiți CAS-ul, cartea de muncă, concedii și așa mai departe, indemnizație, care mi s-a spus de la altcineva că este un fond rulat prin primărie care n-ar trebui să deranjeze absolut primăria. I-am spus, copilul meu poate să aștepte 4-5 luni, chiar i-am spus, ce să aștept? Să aștept să moară un om mâine, să intre copilul meu în locul respectivului? Nu vă supărați. Cine îmi plătește mie gimnastica, logopedia, toate cele? Că să am un salariu modest, minim pe economie, are soțul meu unde lucrează. Bineînțeles, el râzând, nu știu ce, am plecat foarte supărat. La vârsta de 4 ani, micuța Daria vrea să fie un copil normal, să alerge, să se poată juca asemeni celorlalți copii de vârsta ei. Întrebată despre situația mămicii, viceprimarul municipiului Medgidia a invocat lipsa fondurilor pentru extinderea numărului de asistenți personali. Este luată în calcul pentru bugetul pe care îl vom aloca începând cu luna iulie. Avem ședință de consiliu pe data de 16 iulie. În această ședință, în buget, vom include sumele și numărul de persoane care beneficiază atât de indemnizație cât și de asistenți personali. Care este data când va putea primi bani, doamna Ban? Cred că data plății pentru luna iulie va fi 8 august, din calculele mele imediate. Dacă pe data de 16 iulie avem aprobat bugetul în Consiliul Local, va intra în plată începând cu luna iulie și deci prima plată ar trebui să fie luna august. Și edilul orașului Marian Iordache a prezentat situația plății retroactive. Plății nu se pot face retroactiv, ci de la data la care se stabilește prin dispoziție de primar ca urmare a existenței sumelor în buget. Noi nu putem să plătim decât dacă sumele respective există în buget și dacă acele sume devin disponibile pentru plată. Probabil cu 1 septembrie vor primi majoritatea celor care până acum n-au putut să primească aceste indemnizații, cu 1 septembrie vor primi așa. Cu toate acestea, potrivit articolului 40 aliniat 1 din Legea Persoanelor cu Handicap, autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă și să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal. Puteți să vă imaginați că durează ziua de muncă a unei mame care crește un copil cu dizabilități? Exact 24 de ore din 24. În plus, regimul emoțional este atât de istovitor încât aceste femei nu au concediu și nici zile de odihnă. Nu le rămâne decât să se lupte pentru dreptul micuților la o viață normală.